O notătoare scrie istorie pentru România. E prima femeie de la noi care își testează limitele în ape înghețate. Ea înoată cod la cod cu băieții și va lupta pentru medalie la mondiale. La mondialele în ape înghețate din Polonia, Beatriz va concura alături de băieții în ștafeta României. Practicantă de triatlon, ea a acceptat noua provocare, să înoate în apă cu temperaturi de 2-3 grade. Mersi! Cum a fost? Super, mai facem! Senzații tare! E o surpriză cum poate reacționa corpul în acele condiții. Deci nu știu exact cum va fi. La un moment dat am avut senzația asta că e undeva la limită. Naționala României se antrenează într-o piscină cu gheață pentru mondial. Fostul campion mondial Paul Georgescu e antrenorul României, dar va și concura alături de Beatriz la ștafetă. Paul a fost nominalizat pentru a treia oară la rând la premiul de omul anului, la not în ape deschise. Acest vis frumos trebuie să continui și toată experiența mea trebuie să o dau mai departe. Bravo, felicite! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Bravo. Bravo.